Vlad Cazino îți aduce o enciclopedie de comedie. Salutare, numele meu e Vlad și mie nu-mi place că a venit toamna, pentru că acum mi se usucă buzele și trebuie să mă dau cu strugurel. Și eu când mă dau cu strugurel, mă cam ia valul, mă dau și cu rimel și cu fond de ten. Okay. Mă trezesc după câteva ore cam o poșetă de aia mică, stă în roche de seară, pe tocuri, țip prin casă că n-am drepturi, că urăsc bărbații, că m-aș certa cu cineva fără motiv, după aia spăl vasele. Multă lume mi-a spus că-s misogin și asta nu mai e o glumă potrivită pentru 2022. Deci nu e adevărat, nu-s misogin. Chiar și maică-mea mi-a spus, încetează cu glumele astea misogine. Și i-am zis, de când vorbești tu neîntrebată? Cred că e mai puștan. N-are 30 de ani. Legat de femei care vorbesc neîntrebate, a auzit și taică-mea glumele astea și mă așteptam cumva să mă certe că ele mai conservatorii, mai de modă veche și că nici măcar în glumă să nu mai zic porcăriile astea și să nu mai fac pe maică-mea de râs, spunând la toată lumea că mă dau cu strugurel. Cumva pentru el acolo era problema, că-s prea feminin, să nu par gay. Ați observat că e teama asta la bărbat, să nu pară gay? Orice-i face, dacă e vag feminin, gata, ești gay. Nu poți te dai cu creme, nu poți te dai cu trotineta, nu poți să te săruți cu alți bărbați, că gata, ești gay. Da. Eu sunt convins că o să scăpăm de prejudecăți, oricum evoluăm. Toți avem prejudecăți și eu am prejudecăți. De exemplu, eu nu suport că soția mea câștigă mai mulți bani decât mine. Da. Are un job din care face foarte mulți bani, dar e rușinos. La muncă la ea se lasă filmate zilnic, în timp ce ține diferite obiecte în mână de diferite dimensiuni, pe care le îndreaptă spre gură, în timp ce e filmată. Da, e degradant. E reporter. E ok. Dar nu neapărat la... Depinde și pe unde îmi dau eu materialul. De exemplu, săptămâna trecută am avut audiții la... și era reporter la Antena 3. Excelent! Excelent! Partea proastă că de când lucrează în presă, a ajuns să gândească și să comunice ca un om care lucrează în presă. Am avut un deces în familie, a murit bunicul meu și eu nu știam. Și ea mi-a dat mesaj, mi-a scris, n-o să-ți vină să crezi cine a murit de la tine din familie. Deschide mesajul dacă vrei să afli. Excelent. Da. Greu cu familia. Ne-am mutat acum la socri și e neplăcut. Dar nu din cauza lor, ei sunt super de treabă, ne înțelegem extraordinar. Problema e că atât eu cât și socrii mei nu mai suportăm pe nevastă mea. Chiar am vorbit cu ei, ne gândeam să-i spunem să se mute. Acum e târziu, pentru că am făcut și un copil împreună. Cu nevastă mea, nu cu socrii. Și, sincer, mulțumesc. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu cu un bebeluș. Da, e amuzant când ai un copil mic, că primești sfaturi de la prietenii care n-au copii și spun că, bă, mie nu mi se pare atât de complicat să ai un copil mic. E ca și cum ai avea un câine. Și eu le zic tot timpul că, bă, nu e chiar așa, că eu am și câine și știu. Și nu e același lucru pentru că de câine ajungi să te atașezi. Da. Cumva am greșit că ne-am luat și câine. Avem probleme cu el. L-am vrut eu neapărat cu pedigree și nu l-am găsit decât de la o canisă din Ungaria. Și acum s-a făcut foarte mare și teritorial. Într-o zi ne-am întors de la cumpărături, l-am găsit pe canapea. Avea un steag în gură. Ne-a spus că de fapt el a ajuns primul în apartament la noi. Da. Și că acum casa asta e casa lui. Și că el vrea autonomie. Și că am mai vorbit și cu alți câini și ei vor să-și facă ținutul câinesc. Bun. Cam atât. Bravo. Asta e tot. Bravo. Mulțumesc frumos. Vlad Cazino ți-a adus o enciclopedie de comedie.